Salut, eu sunt Maria și astăzi sunt aici cu Andra Gogan. Salutare! Nu credeam efectiv că o să filmez vreodată un vlog cu tine, pentru că e o combinație așa unexpected, că nu prea ne-am întâlnit în niciun context. Da, dar vreau să zic că ca să ajung să fac cu tine vlog, am trecut așa prin, am făcut cu Bie. Apoi da. Am făcut cu... Cu Ciobanu. Da, care, cu Ciobanu am făcut cu el pentru că mi-a scris prietenul tău. Da, da, da. Și apoi am făcut cu altcineva și tot așa și am ajuns da, și da, la da. Păi știam că ai filmat cu Alex Ciobanu și am zis, bă, dacă ai filmat tu cu exact, ea... Exact, m-am gândit și toată lumea spune, uite, dacă ai filmat cu Tichilea, sigur filmezi și cu mine, nu? Și dacă ai filmat cu așa, sigur filmezi. Păi dai seama că lumea cred că se gândește că, bă, sigur nu filmează cu mine, da, adică... Da, da. Măi, deci am avut un șoc, felicitări, când am aflat că tu ai aproape 6 milioane de... Abonați pe TikTok, da. Eu am avut așa, like, what? Pentru că eu nu prea stau pe TikTok, nu m-a prins pe mine neapărat platforma asta, adică înțeleg fenomenul. Ai putea să faci cu beauty? Cu make-up, da, am început să mai fac chestii, dar nu, că n-am, nu știu, nu mi s-a format mie mindset-ul ăsta să mă duc. Ritmul ăla pentru TikTok. Da, să zic, hai să fac și pentru TikTok. Wait, efectiv. Și ce-am mai pus pe TikTok sunt chestii adaptate din tutorialele pe care le fac pentru Instagram. E perfect și așa. Și o să le mai pun, dacă am văzut că au prins bine, adică chiar s-au mișcat bine TikTok-urile alea cu beauty. Și când a fost cu People's Choice Awards, pentru că eu am fost nominalizat anul trecut. Am uitat să văd cine e nominalizat anul ăsta și... Și hei, Andra! Și am văzut atunci când a fost live-ul ăla cu Adelina Pestițu. Da? Aici Adelina Pestițu, care are o comunitate de 5, nu știu câte milioane pe TikTok. Și eram... Cât? Cât? Ce? Gen, what? Oricum, cred că e pe internațional. Exact. Și am făcut și un cont românesc care are 1,2 milioane de abonați. Și ăla e strict românesc, știi? Și ăla e oricum foarte mare. Ce cum te simți să ai? Stai, nu. Păstrez toate întrebările. Așa, pentru că mă machiez, nu? Trecem la treabă. Ok, super. Să vedem ce facem noi astăzi. O să o machiez pe Andra și o să facem așa o transformare într-un look în care n-am văzut-o noi foarte des și m-am gândit să facem o chestie rock. Wow. Să facem un pic punk, să facem... Șoc! Te facem fatura. Ok, hai să facem. Și abia aștept să te machiez. Mie îmi place foarte tare să machiez persoane. Super! Să machiez alți oameni, că iubesc make-up. Am făcut recent un curs de make-up în care de data asta n-am mai fost automachiaj pe fața mea. Am făcut pe persoane. Și mi-a plăcut chestia asta de a face transformarea aia, știi? Unei persoane, da. Într-o persoană ne machiază, într-o persoană care ca lumea machiază. Da, și ideea e că fiecare make-up artist vede foarte diferit trăsăturile feței la oameni. Adică... Da. Nu se machieze doi make-up artiști la fel, pentru că fiecare interpretează și în funcție de fața lui. Exact. Că eu tind să aplic din ce știu eu să fac pe mine, pe alți oameni. Da. Și o să vezi întotdeauna că fiecare make-up artist se face să semene oamenii cu el cumva, știi? Ah, ce tare! Da. E o chestie, că îți lași o amprentă personală. Se zice că și la pictor tot așa fac, îmi fac portrete. Wow, și că se zicea că ăsta, Mona Lisa, ar fi, că Da Vinci ar fi făcut de fapt un fel de autoportret. Deci a lui în fată, cum A fost și un pic din fața lui în Mona Lisa. Mă rog. Hai să te fac eu pe tine, Mona Lisa, acum. Să trecem la treabă. Trecem la treabă. Mi-am luat și o mască ca să fim amândouă mai confortabile, că în general când ne apropiem așa mai mult, nu vrei să-ți miroase cineva în nas. Și eu îmi pun masca, dar să știți că mi-am pus o mască drăguță, să nu fie. E frumoasă, da. Mi-acopăr fața, măcar să fie așa cu stil. Dacă stil. Să începem! Mi-a zis Andra că are un ten normal, are un ten foarte frumos. Mulțumesc. Super clean. Și gata, trecem la treabă. Cum te-ai apucat? De YouTube? Da. Ok. Eu mi-amintesc când te-ai apucat. Da? Primul vlog pe care l-am văzut la tine a fost ăla când ai făcut 18 ani. Wow! Și erai într-o lăchiță cu paiete. Când ziceam, astăzi este majoratul meu. Și aveai o lăchiță cu paiete și ai arătat la majore și după aia că ai făcut și un fel de unboxing la cadouri. Da. Wow, ăla chiar era printre primele mele video. Și știu că l-am văzut și eram așa, wow, ce mi-a plăcut super mult energia. Chiar eram așa, și știu că am fost obsesă o vreme. Pentru că m-am uitat efectiv la o grămadă de vloguri. Ce tare, nu știam. Da. Foarte tare, da, ăla chiar a fost printre primele, cred că a fost al patrulea ceva de ce, nu știu. Că eu m-am apucat de YouTube la finalul clasei a 12-a, ceea ce a fost super bine. Că mereu când ne apucăm la final de liceu și așa, nu mai ai treabă că mamă, că ce zic colegii, și așa. Și așa la facultate a fost foarte ușor, că a fost, colegii erau din alte orașe, nu aveau treabă cu YouTube-ul neapărat, știi? Și eu mi-am văzut de treaba mea la facultate, pur și simplu. Așa, și m-am apucat pentru că eu eram într-o emisiune înainte de YouTube, se numea I Love Violeta pe Disney Channel. Da, știu, cu Alexia, și cu fata Adina, da. Și pentru că eram toate trei acolo, era un fel de vlog pe televizor, pe Disney, știi? Da, făceați un fel de comentariu, reacție la scene. Legat de Violeta, dacă mai știu serialul Violeta, da. Scene din serial, nu? Exact. Și gen...
Atunci mi s-a zis, băi, apucă-te de YouTube, apucă-te de YouTube. Și eu nu credeam că trebuie să fiu super amuzantă ca să mă apuc de YouTube. Și ziceam, bă, nu-i de mine, că eu nu sunt comedian, nu știu să fac glume și așa. Și la un moment dat eu am fost dusă, adică am avut ocazia să mă duc în Spania și să iau interviu actorilor din Violeta. Și eram super mare fană. Când a fost ocazia să iau actorilor din Soi Luna, alt serial care a fost atunci pe Disney, Mare și Mecherie. Da, am a Disney kid. Mă uitam atunci la toate. Și am întrebat, băi, dar de ce nu... Și-a trimis o altă vlogăriță care era pe atunci tare. Adică înainte, eu nu m-am apucat să de YouTube. Erau doar 5 YouTuberi, cred. Ana Maria, dacă o știu, da. Ana Maria a fost o chestie cu Soi Luna, că contraintuitiv cumva, că nu... Atunci era singura, printre singurele vlogărițe. Era ea, era Bianca Adam, Mikey Haj. Poate era și Anca, dar nu neapărat, s-ar putea să fie și Anca atunci. Erau foarte puțini. Nu, era max. Deci erau super puțini. Erau maxim 10, îi numărai pe deget. Da, știu că eu am fost tot timpul foarte adică am urmărit tot ce YouTube, da. Și eu m-am uitat foarte mult timp într-o agenție de publicitate la strategie digitală și eu mă ocupam de toate proiectele digitale și urmăream tot, eu chiar și acum urmăresc, nu mai sunt ca înainte, că am mai obosit și nu mai am nu chef. Nu mai ai energie și timp. Nici pe YouTube, mă uit doar așa din America, mă uit exact doar... și la fel, la America. Dar am obosit și acum după ce îi și cunoști pe toți, mai e așa, nu știu, la unii nu-ți place așa tare de ei sau nu ești de acord sau în fine. Așa, și apoi eu am întrebat-o pe cea de la Disney. Cea care a ajuns la emisiunea respectivă la Disney. Da. Și am întrebat-o de ce nu sunt eu cea care s-a dus să ia interviul, știi? Și mi-a spus că tu nu ești YouTuber. Și în secunda aia m-am ambiționat și am zis că mă apuc de YouTube. Și așa m-am apucat. Aveam o cameră acasă. Am avut noroc că era o cameră care chiar se rotea imaginea, gen să mă văd pe mine cum filmez. Ce tare! Da, păi s-a întâmplat așa pentru că era de Crăciun, primisem eu o cameră de poze, că îmi doream foarte mult să ajung fotograf și așa. Da. Și apoi am intrat pe internet, am căutat în engleză cum se editează un video, aveam iMovie, aveam Mac și am început să... Eu am editat în iMovie mult! Da, dar și eu încă editez pe telefon, știi? Dar înainte... Pe telefon nu știu. Pe laptop era... Pentru mine era cea mai tare chestie. Și thumbnail-uri am învățat tot pe internet să fac. Și așa m-am mucat de YouTube. Tare bine. Și tu mai aveai și pe fratele tău care știu că se percepe destul de bine. Atunci era micuț. Adică acum 4 ani sau 5 când m-am apucat de YouTube, el are acum 19, avea vreo 15, 14, știi? Adică era... invers. Deci dacă acum am eu 19 ani, eu aveam 15, 14 și el avea 10, 11, știi? Era micuț, nu făcea YouTube. Deci el chiar nu știa să editeze. În schimb, după vreo 2 ani de YouTube sau un an, a început el să mă învețe pe mine, după ce el am învățat pe el, știi? Și el cumva s-a apucat ca să te ajute pe tine, exact, nu? Exact. Și el am învățat să-și editeze primul vlog și așa. Ce tare. Da, și acum el e cel care mai îmi dă sfaturi și îmi spune la o colorizare, la ceva, știi? Tu ai călătorit foarte mult, am văzut că ai mers de foarte multe ori în America. Da. I-am fost odată. Da, cu treaba aia. Cu People's Choice, da. Da, m-am fost în anul ăsta cu People's Choice, că n-a fost ca anul trecut că să mergem în America, știi? Și n-am mai fost cu 3 locuri care să meargă în America. Acum asta că eu știu că merge doar primul loc, fac. Da, dar nici ca idee, uite, și dacă aveam ocazia să mergem, făceam cumva și ne plăteam zborul și tot și mergem acolo cu ideea că aveam voie să intrăm la eveniment. Am înțeles perfect de ce fanii reacționează așa când ne văd pe noi. Pentru că atunci când vezi pentru cineva... Pentru că noi când am văzut pe cine ne-am dorit să vedem, am dormit. Am dormit, efectiv. I-am văzut pe Selena în America și eram super... Selena Gomez? Da. Foarte. Ești așa frumos, da, chiar da. Și ca să ajung să o văd, gine, a trebuit să mă bag printre oameni, știi? Să am dexteritate pe acolo, Noi am înnebunit la Bradman Rock, dacă știi. E pe Beauty. Da, e foarte mișto, eu îl admir super mult. Pe Archie din Riverdale. Ce tare! Păi normal! Da, e frumos în America, experiența e wow. A fost super tare. Este un alt loc, da. Și el e un vis. E un vis. Chiar e un vis. Mie de-aia îmi place să mă duc acolo, că mă încarc cu energie pozitivă, știi? Da, chiar e superb. Și încă e superb. Oamenii sunt diferiți. De exemplu, eu filmam pe stradă cu fratele meu cu un... da, poți să filmezi, poți să da, și a venit un polițist la noi și ne-am panicat, am crezut că n-avem voie să filmăm, că era dita mai stabilizatorul, știi? Și când a venit la noi, ne-am super panicat și el a zis, hei, ce folosiți? Că și eu am de asta, eu filmez clipuri în timpul liber.
Și am rămas șocat. Imaginează-ți un polițist îmbrăcat în costumația lor de polițist și așa. Și spunând chestia asta, știi? A fost foarte, foarte interesant. Adică oamenii acolo sunt toți pasionați. Dacă te văd că filmezi, vin la tine cu cartea de vizită. Nu sunt haters. Nu. Te ajută, te susțin și dacă te văd că filmezi, zic: ce faci, frate, acolo? Wow, o să mă uit și eu unde postezi asta. Sau uite, asta e cartea mea de vizită și eu știu să fac asta, dacă ai nevoie vreodată de echipa ta. Știu că vreau la un moment dat că ai zis că vrei să te muți în America, nu? Da, îți dai seama, cine nu-și dorește să stea acolo? Ai asta, adică ai avea asta în plan la un moment dat? Aș vrea să fac asta. Momentan e frumos în România. Nu că e frumos în România, dar îmi place, e ok, știi? În cel mai mult îmi doresc să călătoresc foarte mult. Cred că oricine își dorește să călătorească mai mult. Bine, tu cu contul tău de TikTok mi se pare că ai oportunități foarte... Adică chiar e realizabil să faci asta, să te muți sau să ai o carieră acolo. Că deja ai un... o bază de follower foarte mare. Da, asta e foarte tare când ai mai mulți abonați și când crești... pe ceva ce îți place să faci până la urmă, da. Că, nu știu, și oamenii te văd altfel și dacă vrei să colaborezi cu cineva, de exemplu, când am fost în America, am putut să colaborez cu cei mai mari dansatori TikToker pe care i-am întâlnit, știi? Da. Și mi-a fost mult mai ușor pentru că ajuta și numărul de abonați. Da, normal că ajută. Și mi-aș dori să dansez mai mult, să... asta, îmi doresc foarte mult să întâlnesc cu oamenii pe care îi apreciez și să călătoresc. Pare. Da. Ce îți dorești? Eu îmi doresc să călătoresc, nu îmi doresc mai mult din România. Da. Adică vreau să rămân aici. Da. De ce? Pentru că eu am încredere în ce se întâmplă în România cumva. Știu că o să... It will take a lot of work ca să ajungem și noi în punctul în care trebuie să ajungem, dar e nevoie și de oameni care să investească aici. Exact. Energie, inteligență, idei și... Clar. Eu vreau să aduc, de exemplu, prin ideea asta de serialul Sirete, să zicem, nu zic de el, da? Ideea asta și Popular in High School și orice seriale pe care le mai fac. Eu vreau așa să aduc un pic un strop de America și un strop de ceva și să-i fac pe oamenii care sunt pasionați și artiști și dansatori, cântăreți și actori, să, nu știu, să aibă ocazia să joace în ceva, știi? Să le dau această oportunitate. Și da, vreau să transmit și eu chestii frumoase în România. Adică avem unde să creștem și aici, știi? Avem unde să creștem seara. În perioada asta te-ai uitat la seriale? M-am uitat, eu sunt consumatoare de Netflix. Și eu, da. Și mă uit în continuare. Plac super mult. Chiar Lucifer, ai văzut Lucifer? Da, l-am văzut la un moment dat, m-a pierdut. Nu știu, m-am plictisit tot să-mi pui nume și pe la ce sezon, la 3. Emily in Paris? Da, am văzut. Oh my god, nu e super? Și apare și sezonul 2. Știu, este genial. Mi-a plăcut super mult Emily in Paris și am și empatizat foarte tare că tot așa... Personajul exact, că ai lucrat și în asta. Da, și asta am și făcut, exact așa era și în agenția mea. Toți erau foarte reticenți acum 3 ani și ceva când m-am angajat eu la agenția asta de publicitate. Era o agenție foarte mare. Da. Și te-ai regăsit și eu m-am regăsit. Și toți făceau, nu știu, publicitate din asta foarte tradițională și eu veneam cu idei din astea, cu digital. Dar ai văzut ce idei super avea în... Da, era super drăguță. Și mi-a plăcut totul, cum era îmbrăcat, actorii erau mega frumoși. Super tot și se potriveau așa bine. Eu am făcut facultate de marketing la ASE și tot așa simțeam că gen idei de... Exact așa mă simțeam, ca și cum am... Că așa, am terminat marketingul și nu știu ce și am venit aici să vă aduc idei din America. Și foarte happy și pozitivă. Da, și aia care tot respingeau și... O, Doamne, da. Dar chiar așa sunt francezii, parcă... Wow, da. Și parcă îți vine să înveți franceză mai mult după serialul ăla, știi? Zici, da, frate, trebuie să învăț și eu franceză. Da. Eu cred că mi-am propus să învăț franceză în viața asta de nu știu câte ori, dar am ieșuat la planul ăsta. Deci e foarte tare, deci dacă am putea să învăț mai multe limbi, ar fi genial. Eu am început acum să învăț spaniola cât de bine pot. Îmi place prea mult spaniola. Și apoi probabil o să încerc cu franceza. Știi care e chestia cu franceza și spaniola? Au gramatica foarte asemănătoare. Că am avut și eu o perioadă în care încercam să învăț pe amândouă. Și se aseamănă foarte mult. Pe engleza pentru noi e foarte ușor, că noi consumăm foarte mult conținutul în engleză. Exact, față de alte țări care sunt foarte patriote și nu traduc, dublează orice film și orice serial pe care l-au. Ceea ce mie mi se pare cumva... Gen, chiar toți nu te ajută, da. Deloc, da. Deci, în Spania, dacă te duci... Totul e în spaniolă. Totul e în Germania la fel, totul e în germană. Până și Mr. Proper, numele, așa s-a tradus în Don Limpio. Wow! Au tradus chiar tot. Da.
Asta e nasol și asta e bine cumva pentru noi că știm mai multe engleză, știi? Și putem să ascultăm mai mult. Română, oricum trebuie să știi engleză. Da. N-ai încotro. Cum ai ajuns să faci dublaj la tine? Păi îmi doream foarte mult să fac dublaje în general. Eu deja făceam dublaje pe reclame, gen, eram vocea reclamelor. Știu că a fost aia cu... Mi-a zis mami să mă duc. Mi-a zis mami să mă duc până la baie repeșor. A fost prima mea reclamă la 5 ani. Și încetul cu încetul, mai în fiecare an făceam vreo 2-3 reclame, la mai multe, să nu știu cum acum, da. Și eu, făcând dublaje și vocea mea fiind apreciată de oamenii care erau pentru dublajele astea, da. Mi-am dat seama că îmi doresc să fac dublaje la desene animate și pe atunci nu prea erau desene, adică de-abia exista Disney Channel, știi? E foarte important să spui în jurul tău că îți dorești foarte mult ceva. Și până la urmă cineva o să te asculte și o să te ajute, știi? De exemplu, eu doream foarte mult să fac voci la Disney și le spuneam celor din jur, chiar am dat peste o mămică și o fetiță care făceau deja. Și normal că nu ne-am ajutat persoana respectivă, pentru că eu veneam acolo, îi luam rolurile ei sau făceam jumătate cu rolurile pe care le dădea ei, știi? Da. Așa se întâmplă în orice. Și așa cineva m-a, eu zicând peste tot, aveam 9 ani, 8 ani, și am dat să mă sac voci, da, și mami spunea, și dorește foarte mult, am vrea să facă voci la desene. Deja găsisem un loc în care să fac, pe Nickelodeon, gen deja făceam acolo, dar eu doream pe Disney, știi? Da, și pe Nickelodeon am știut că nu era așa popular. Da, atunci, da, acum e mai popular. Și până la urmă cineva cu suflet bun m-a chemat, le-a propus să mă ia pe mine să dau o probă, și am fost să dau o probă. Am fost foarte deschisă, adică n-aveam nicio pretenție, îți dai seama că pentru mine era ceva extraordinar. Exact, adică nu voiam bani, nu voiam nimic, știi? Voiam doar să fac chestia asta. Și na, îți dai seama că era și cu contract și cu chestii și noi am fost foarte deschis. Și atunci când ești mai deschis cumva, e altfel te vede omul, știi? Și da. Chiar am fost în casting cu altă fată care, mama respectivă, era foarte pretențioasă la capitolul contract și așa. Și pentru că ea a fost pretențioasă, n-am mai luat-o, eu am fost deschisă și am dat și proba și le-a plăcut și m-au luat. Și în momentul ăla am fost eu cu fratele, mi-am făcut voci la Disney. Și cum se zice vorba aia? Trebuie să dai din coate. Da. Și să te audă lumea că îți dorești. Când vrei o chestie, trebuie să plăgi. Da. Și nu mă refer doar la voci, mă refer la orice își dorește oricine. Să spună tuturor, să spună că își dorește, pentru că așa, în primul rând că el se simte mai bine, pentru că pui spune. Și în univers. Și da, și aude și lumea, și cine știe cum aude de la o persoană la alta, se aude și îl ajută pe acel om. Crezi că te-a ajutat treaba asta cu vocile pe de vlog? Chiar da, pentru că era o chestie în plus. Sau uite, la România o talentă am fost și nu mi-am dorit să merg eu personal, că nu-mi doream să fiu, să simt suferința de a nu trece mai departe, adică nu aveam chef de tristețe. De film, și am fost cu trupa mea de dans, știi? Și am venit cu vreo 5 momente, și de step, și de modern, și cu poveste, și muzică. Așa, e la acolo? Trebuie să ai mai multe momente? Nu, am venit eu mai multe ca să aleagă măcar unul. Și până la urmă am hotărât că vor să mă ia pe mine mai departe. Și eu am fost super tristă și nu voiam, că eu nici nu participasem singură. Doar mi-a zis că vrea să mă ia pe mine mai departe, știi? Da. Făceai ceva în Făceam online? Voci la asta, adică făceam voci nu la desene. Nu făceai vlog-uri? Nu făceam YouTube, nu. Și, dar aveam concertele mele, făceam, pe la 12 ani am început să fac primele mele turnee de muzică prin țară cu fratele meu. Și biletul de intrare era un CD cu mine și cu fratele meu, adică când avem noi niște CD-uri de muzică de când eram mici, cu câte 10 piese de copii, știi? Printre care și piesa asta cu Intră în apa mării, gen, da, știi? Chiar auzisem că e o piesă cântată de când eram. Când aveam eu 9 ani, da. Și e pe un e album. Addictiv, frate. Gen, chiar e addictiv. Da, știu, I know. Și gen, e pe un CD de-al meu. Și CD-ul ăsta era biletul de intrare la concertele noastre când eu aveam 12 ani. Deci asta trebuia să facă lumea, ca să intre la concert. Da, să cumpere CD-ul. Și CD-ul venea la ei la școală, venea în clasa lor, știi? Ah, ce tare! Da. Și asta zic, că la români până la urmă m-au luat pe mine și chestia faptul că făceam voci la Disney era o chestie, adică ei așa mă prezentau. Fata care face dublaje, Plușica și Sofia, știi? Uh-huh, adică asta era o chestie mea. Deci m-a ajutat. Dar cum se fac vocile? Că întotdeauna m-am întrebat, ai toate replicile în față, vezi da, serial deci înainte? Ai aici replicile în față de tot televizorul mare. A, și tu pe vezi? Un scaun stai și microfonul aici și auzi în căști în engleză și ea spune Hi, I'm Princess Sofia și da. Eu zic, bună, eu sunt Princesa Sofia și trebuie să zic imediat după, știi?
după ce ți-ai zis. Ca să zici intonația. Exact. Dar tu vezi scena pe televizor. O văd în live, adică nu de acasă să repet. Și am replica aici, văd ce replica urmează. Bine, când ești profesionist și faci asta de multă vreme, nici nu mai ai nevoie, cred că, de să repeți înainte. Că... Nu, păi dacă o auzi, o zici direct, știi? Și dacă greșești, te oprești și el zici, hai încă o dată. Sau... Și durează mult să faci asta? Păi dacă ești principal într-un episod, un episod poate să dureze de la jumătate de oră la o oră. Sau doar jumătate de oră, cam așa durează. Da. Și mai sunt cântecele, care sunt cu un alt regizor muzical, alea sunt și mai drăguțe, gen, să faci cântece. Ai avut vreodată așa o din asta să te lași de vlog, nu știu, să te descurajezi sau... Mă, au mai fost perioade când... Da, au mai fost un val de la mare de hate pe YouTube. Da, a fost situația aia. Cu stricate din relație, da. Așa, cred că l-a fost... Da, doar că din... Singura chestie care m-a supărat a fost că... Sufereau cei din jurul meu, știi? Părinții, bunica, fratele, adică oamenii pe care eu iubesc. În schimb, pe mine niciodată nu m-a atacat nimeni, pentru că eu știu cât am muncit ca să ajung până aici. Nu a fost scopul meu să ajung până aici neapărat, dar așa s-a întâmplat și știu cât am muncit familia mea, câte sacrificii au făcut și de cât de jos am pornit. Adică niciodată n-am fost o familie cu bani care să dea bani ca să ajungă undeva, știi? Am fost oameni... Părinți de jos de tot, am stat la cămin studiețesc al părinților mei, că ei erau încă la facultate când eu eram mică și cu frate meu. Și am trecut prin foarte multe, ca să mă doboare pe mine niște oameni care spun niște chestii false despre mine sau exagerate pe internet, știi? Și din acele momente eu mi-am dat seama că vreau să dau și mai mult din mine. Adică, știi, chestiile astea pot să te oprească de tot sau să te facă să fii și mai tare, și mai puternic. Să vrei să demonstrezi. Să dai și mai mult din tine, și am mers mai departe. Și uite ce s-a întâmplat, adică gen... E foarte important noi, în general, dacă primim bullying sau hate de la oamenii din jurul nostru, să luăm de la ei, dacă e ceva constructiv, să încercăm să îmbunătățim. Dacă e ceva constructiv, dacă nu. Știu că Mimi a fost foarte vocală în privința ta și a tot făcut ea tot felul de video. Te-ai întâlnit vreodată cu ea în real life? Cred că ne-am văzut pe la evenimente, dar niciodată n-am vorbit față în față, cred. N-ați avut niciodată o discuție, like, face-to-face? Cunoșteam nici cu alte persoane care... Pur și simplu n-am ce treabă, știi? Bine, dar mi se pare că și genul ăsta de controversă... Ajută la creștere, la ceva. Te-a ajutat cumva și pe tine că... Oamenii au aflat și discută și dacă faci orice chestie ajută la... Dacă nu vorbește nimeni, cumva... Adică nu mi-am vorbit și despre chestii. Partea bună e că nu întorc eu înapoi. Cum ar fi să și întorc și să vină apoi iar și tot așa, știi? Da. Oricine mi-ar ce ceva, eu să zic înapoi părerea mea, știi? Nu spun nimica. Aia e, tac din gură. Da, mi se pare că e o toleranță foarte mică. Eu sunt mai reactivă. Da, e greu. E greu, adică gen fiecare persoană poate suferă un pic, știi, de când primește bullying, dar e ok, pentru că, fiind un exemplu pentru copilași și pentru cei care mă urmăresc, e important să vadă că se poate trece mai departe și poți să nu dai înapoi neapărat, să te răzbuni, știi, înapoi, pac. Și se pare că te-a afectat într-un fel în viața ta personală faptul că tu faci content pentru copii, că, nu știu... Faptul că faci content pentru copii, simți că în viața ta privată oamenii te percep, nu știu, mai childish sau să nu te ia în serios la unul de chestii? Păi e bine într-un fel să mă vadă așa cum sunt eu, de fapt. Că, de fapt, eu de ce te creez content pentru copii? Că ei sunt un public foarte sufletist și pur și niciodată nu o să fie influențat, știi? Da. Adică copilul când mă vede pe stradă, o fetiță sau un băiețel, începe să plângă sau râde sau țipă, știi? Și asta e o reacție naturală. Și asta îmi place cel mai mult. Și de-aia îmi place să creez pentru copii și nu mă afectează, pentru că cei care sunt lângă mine mă apreciază pentru stilul ăsta pe care l-am, știi? Dar tu când te-ai apucat de YouTube, nu cred că ți-ai propus din start să fie content de copii, gen s-a întâmplat ca tu da, să... Da. Nu? Da, sincer, eu de când eram mică, când aveam un spectacol, cântam și Nu mi-e frică de Bau-Bau, de exemplu, sau cântam și Ceata lui Pițigoi. Încercam să adaptez melodiile pe care le cânt pe scenă pentru publicul pe care l-aveam. Dacă aveam 5-10 ani, băgam și o piesă mai energică și pentru cei mari. Băgam și un dacă vesel se trăiește, bate așa și ai facem împreună, știi? Da, asta adică, pentru copii mici. Exact, adică e foarte important să creezi pentru toate tipurile de public. De exemplu, am un serial acum popular în high school care e pentru
cei mai mari un pic, pentru adolescenți. Da, da, da. Apoi muzica, dacă aș scoate mai multe melodii. Magie e cu tentă și către adolescenți și mai sus și tot așa, știi? Adică e foarte important să faci din toate părțile. Are, așa l-am simțit eu pe canal. Îmi place glitterul ăla de ce l-am pus de mor. Au fost YouTuberi pe care îi refuzați să faci colaborări cu ei? Nu cred. Dar și el, că m-a întrebat să ne împăcăm. Și apoi a vorbit cu Răzvan. A, tu i-ai zis nu, da. Și după aia s-a dus... Da, Răzvan, da. Ce șmecher e și ăsta ce a găsit el loophole, știi? E vorba doar cum pui problema, știi? Dacă zici vrei să ne împăcăm, chiar îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, știi? Atunci eu zice cu drag, sigur că da, ce frumos din partea ta, știi? Mi-a dat Gami o provocare pe YouTube și trebuie să ne împăcăm. Facem așa o de asta de provocare că Gami ne-a dat să ne împăcăm. Și am să vorbește cu Răzvan dacă vrei. Și eu propun așa, în timp ce îți dau cu blush și cu contur, da? Să facem și outro, pentru că Andra are dansuri curs, cu copilașii. Are curs de dans cu copii și suntem pe super grabă. Da, îmi pare rău. Andra, nu voiam să fiu. Mulțumesc că ai venit, mi se pare că a fost o discuție interesantă. Sper că și vouă v-a plăcut discuția. Mie una mi-a plăcut și că am văzut și pe Andra în alt context. Și că am machiat-o. Sper să-ți placă la final, da, când o să vezi ce am făcut aici. Știți ce trebuie să faceți, nu? Să-mi dați subscribe. Normal. Like. Like. Să apăsați pe clopoțel. Să-mi lăsați în comentarii cu cine vreți să mai facem un make-up and gossip. Convitați să zic. Așa se numește seria asta mea. Make-up and gossip. Hai că stăm de vorbă despre diverse subiecte și facem și ceva legat de make-up. Astăzi a fost... transformarea lui Andra Gogan într-o fată reală. O, da. Îmi pare eu că sunt îmbrăcată în negru, știi, să se potrivească perfect. E, te-aș fi îmbrăcat eu, îți făceam da, și ținută, dar dacă ne gândim acum, nu mai facem nicio ținută nici. Mamă, că chiar par rea. Par rea, măi. Ar trebui să nu mai zâmbesc, să stau mai serios. Așa. Super! Yay! Vreau să mai retușez un pic sub ochi, dar nu cred că mai am timp și te las să te duci. E ok. Îți mai dau doar un pic de pudră și te duci liniștită. Oh, da! Mulțumesc! Știi, eu care... știi că nu-mi dau seama foarte bine cum arăt, da, dar o să mă apropii de o linză după și o să văd. Ce m-a speriat, ce-a căzut. Așa, știi care este outro-ul meu? Care este? Trebuie să faci bravo echipă. Ok. Și, practic, faci bravo echipă așa. Cum? Faci un high five deasupra capului și strigi bravo echipă odată cu mine. Ok, hi! Tu practic faci cea mai bună echipă tu cu tine. Și întotdeauna. Ah, da, ce drăguț! Bună idee! Să dai outro-ul meu întotdeauna. Okay, deci stai așa să-mi dau și o mască, așa să mă mai vedeți la față. Așa. Și facem așa, 1, 2, 3 și... bravo echipă! Vă pup, vă așteptăm și pe Instagram, vă las aici Instagram-urile noastre și lăsați-mi în comentarii cu cine vreți să mai facem un make-up and gossip. Sper că vă place lucrul pe care l-am făcut astăzi pe Andra și sper că este un lucru neașteptat pentru voi și ne mai vedem. Pa!